Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj au derulat mai multe acțiuni de informare în școli în cadrul campaniei Nu Tremur la Cutremur. Copiii au aflat riscurile la care sunt expuși în momentul declanșării unui cutremur, modalitățile de protecție individuală și colectivă în timpul cutremurului, necesitatea pregătirii și importanța educației anticutremur cu ocazia acestor în campanii sunt o serie, sau au fost tipărite o serie de materiale de la flyere, afișe, sticare, da? care sunt distribuite cu, cu această ocazie și cu câteva uh, recomandări sau recomandări generale sau cele mai importante recomandări preventive în, cazul în caz, în, în care, eu știu, sau înainte de cutremur sau pe timpul sau după, după cutremur, atât la la școală, cât poate și, și acasă, având în vedere că copiii fiind vectori purtători care pot să, eu știu, să ducă mesajul foarte repede acasă. Campania Nu tremur la cutremur este desfășurată la nivel național cu scopul de a informa cetățenii cu privire la modalitățile prin care se pot proteja împotriva unui seism.